Actualul șef al statului, Igor Dodon, a anunțat că va candida pentru al doilea mandat. Chiar dacă vrea să participe la alegeri independent, Dodon a venit să depună actele pentru înregistrarea grupului de inițiativă, însoțit de doi deputați socialiști, Vlad Batrâncea și Vasile Bolea. Batrâncea a fost ales președinte al grupului de inițiativă, care va colecta semnături de la susținători. După depunerea actelor, Igor Dodon s-a limitat la o declarație scurtă pentru presă. El a anunțat din start jurnaliștii că nu va răspunde la întrebări. Am luat decizia să particip la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Am luat această decizie în urma susținerii din partea cetățenilor Republicii Moldova, cu fermă convingere că este necesar de a continua acele inițiative sociale-economice care au fost lansate pe parcursul primului mandat. Dodon a mai declarat că actualul mandat a fost unul complicat și plin de provocări. În condiții de criză economică, de pandemie, eu cred că țara, poporul, mai tare ca oricând, are nevoie de stabilitate. Eu consider că Republica Moldova la această etapă are nevoie de un lider puternic, cu caracter, responsabil, care respectă Republica Moldova, cetățenii săi, care are cetățenie doar acestui stat. Igor Dodon deține funcția de președinte din 2016. Mandatul lui expiră în 23 decembrie. Alegerile șefului statului vor avea loc în data de 1 noiembrie a acestui an.